Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a demarat în 3 martie 2014 campania de primire a cererilor de plată pentru schemele sau măsurile de sprijin pe suprafață. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafață, fermierii trebuie să depună la centrele APIA în intervalul 3 martie-15 mai 2014 o singură cerere de plată. Intervin și pe această cale să rog fermierii care au programări să se prezinte la sediile APIA județean și locale la invitațiile care le-au primit prin poștă. Până la această dată, vă reinformez cu data exactă, avem 1845 de cereri primite. Din cele, anul trecut, în 2013, am avut în județul Brașov, la cereri pe suprafață, 16.302 solicitări validate și plătite. Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafață persoanele fizice și sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, administratori, în cadrul asociațiilor în participațiune. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafața respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul. Eligibile la plate sunt exploatațiile cu suprafața de cel puțin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierilor viticole sau al arbușilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare. Plățile pentru agromediu ca noutate pentru 2014 este faptul că nu se primesc solicitări de plată pentru terenuri noi, decât cele aflate sub, care sunt deja în an, plătite în anii anteriori, sub angajament, cum spunem noi, deci se află în anul 2, 3, 4, 5. Și cei care în 2013 și-au încheiat cei 5 ani de agromediu pot să solicite o încă pentru un an, în acest an tranzitoriu. Dar dacă sunt fermieri noi, care au terenuri noi pentru agromediu, anul acesta nu poate depune plăți pentru agromediu. Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 16 mai, se vor aplica penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 9 iunie 2014, cererea de plată nu mai este admisă la calculul plății pentru anul în curs.